Profilaxia dentară este cea mai simplă metodă de tratament, care cuprinde un set de proceduri menite să prevină apariția cariei și a bolii parodontale. Mai mult decât atât, prevenim și apariția complicațiilor sau evoluția nefirească a acestor afecțiuni în cazul în care ele deja au apărut. Începem procedura de profilaxie prin igienizarea de acasă. Trebuie să efectuăm un periaj dentar corect dimineața și seara cel puțin, de minim 2 minute. O să îndepărtăm astfel placa bacteriană care se atașează pe dinți în urma alimentației și astfel prevenim formarea tartrului și apariția de inflamație a gingiei. De asemenea, sunt și alte mijloace auxiliare pe care le putem folosi, și anume ața dentară sau dușul bucal. A doua metodă de profilaxie reprezintă controlele periodice la medicul stomatolog. În această ședință de profilaxie o să efectuăm și igienizarea profesională, care cuprinde de tartrajul, periajul și airflow-ul. În cazul fumătorilor, avem o predispoziție mai mare de îmbolnăvire gingivală și astfel trebuie să îi chemăm la control mai des și să ne asigurăm că gingia lor arată cum trebuie, că petele sunt îndepărtate și că tartrul îl îndepărtăm corect ca să prevenim o evoluție a bolii parodontale și să preîntâmpinăm eventuale complicații care pot apărea.